Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! E foarte greu să găsești un meseriaș pe care să te bazezi. Un român care ținea de 6 a dormit în timp ce amicii, ca să zic așa, jefuiau un magazin de bijuterii în Belgia. Deci l-au luat, au făcut echipa, o fiare, tu faci aia, tu faci aia, tu ții de ce știi tu să faci? Ce trebuie, șeful? Știi să faci ceva? Ce e nevoie? Ai tu ține de 6 în cazul ăsta? Da. Deci ce s-a întâmplat în Belgia? Probabil că nu credeam Belgia lucrurile bine făcut. Întâmplarea s-a întâmplat mai de mult. Acum s-a terminat procesul. E din 2019, acum s-a terminat procesul, se așteaptă sentința. Aha. Deci e vorba de un grup de 6 români. De asta evident, țineau de 6? Da, evident plecați din România, că aici nu se poate face nimic, domnule. S-au dus acolo să-și facă o carieră și au văzut o bijuterie și te-am văzut. Mi-a plăcut. Ce rămâne de făcut? Cum să intre ei în bijuterie? S-au gândit cum să jefuiască, cum să... Probabil că văzuseră ceva film pe Netflix, așa că au intrat pe un geam într-o cafenea care era lângă bijuteria respectivă. Aha. S-au dus în subsol și în subsol au început să spargă peretele ca să treacă în bijuterie. Ți s-a organizat, pe unul l-au pus să țină de 6 pe ăla, Luca e foarte concentrat. Da. Uite, adică s-au dus la subsol să spargă peretele ca să intre în bijuterie. Înțelegi că erau cum ar veni perete în perete, doar că de la vibrații s-a declanșat alarma. Și când s-a declanșat alarma... Nu s-au gândit, nici o alarmă nu s-a mai declanșat de la vibrații până acum. Da. Băi, apropo, paranteze, știți că mai există mașini care au alarme de alea? Da, știu. Le mai auzim, nu mai sunt foarte multe, dar mai sunt. Este una în parcare, jos, în subteran. La noi aici. De ce râs, mă, Luca? Să mergem să o înregistrăm, că mi se pare uluitor că mai există. Eu n-am mai auzit alarme de astea de foarte mulți ani. Într-o vreme, cred că prin anii 2000, erau super populare. Mamă, era nenorocire. Nimeni nu le băga în seamă și alea făceau tot timpul. Da. Și oricum toate făceau la fel, da. Nu știi care e alarma, adică, nu conta. Acum e una în parcare, la o mașină tip Dacia. Și când deschid uși, când deschid ușa la mașina mea, care e tot o mașină mică, na, nu. Eu cred că de la vibrația motorului tău. Ai un nu motor special. Deci când deschid ușa, face piu, piu, piu. O bagă mașină, trântesc ușa și începe. Face piu, piu, piu de mai multe ori. Și când pornesc motorul, frate, eu mă fură. Păi, nebunie. Și evident, nu interesează pe el. Adică e parcare subterană, sunt 3 mașini în parcare subterană. Acolo nu vine nimeni. Da, e ua. Dar știi că dacă și pe vremuri nu mai ieșea niciodată proprietarul. Da, exact. Că, na, putea fi oricine. Mi-am cumpărat o mașină nouă la un moment dat, prin anii 2000, cred. Și când m-am dus să fac configurația, să știu ce, m-am întrebat, aia își pune și alarma? Nu, am zis. Cum nu punem alarmă? Nu punem alarmă. Păi toată lumea pune alarmă, știu, de aia nu tocmai pune. De-aia. Măcar nu mă interesează, am asigurare dacă e ceva. Bun, revenind, de asta declanșat alarma de la vibrație, a venit poliția, 5 hoți au fugit, al 6-lea dormea, profund. Dar cum dormea, că i-a spărgeau pereți? Păi, el cred că o fi durat, mă. O fi durat până au spart pereții, a rămas singur și a țipit, nu? Da, el era obișnuit, adică el, cu siguranță, dacă trebuia să ține de 6, a rămas sus, în cafenea sus, și aia s-a dus în subsol, unde au început să spargă. Deci era sunet molcom de acasă, ca o rotopercutoare. S-a simțit exact. Domnul că l-a luat somnul, a dormit, l-a trezit poliția. Zici că e zaf, adică nu l-a trezit nici alarma, nici sirena, nimic. Și el la proces a încercat să spună că nu, să minimalizeze rolul. Avocatul a susținut că a fost implicat în cele întâmplate fără voia lui. Deci a fost așa ca un vis urât, el practic a intrat undeva, l-a luat somnicul și au venit poliția. Și polițiștii au spus așa, ADN-ul tău este pe rangă, pe o țigară, pe o cutie de Red Bull, un pulover negru și o pălărie, pe care le-am găsit în subsolul cafenele ăla, s-a dezbrăcat de cald. Da. Nu, a fost somnabul, eu știu. Asta cine știe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.